Cred că în dimineața aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să aibă un impact profund în inimile noastre, în mințile noastre, în rațiunea noastră, în cugetul nostru. Drama care s-a petrecut în textul menționat în Levitic, capitolul 10, este un moment care pe noi ne-ar speria, dacă s-ar întâmpla vreodată așa ceva în biserică. Am fi îngroziți, am spune că s-a făcut de râs Dumnezeu. Am spune că s-a făcut de râs biserica. Am ajunge la news, la pocăiți, a început să-i trăznească în biserică. Ascultați, frați și surori, sper că frații păstori o să fie de acord cu mine. Dumnezeu nu se face niciodată de râs. Dumnezeu nu pățește niciodată nimic, niciun prejudiciu. Îl putem face de râs atunci când nu avem un comportament creștin în lume. Și calea lui Dumnezeu poate fi vorbită de rău. Dar să știți că Dumnezeu nu se face de râs. Ia ascultați ce spune lui Aaron, versetul 3 din Levitic 10. Moise a zis lui Aaron, aceasta este ce a spus Domnul când a zis, voi fi sfințiți, sfințit de cei ce se apropie de mine și voi fi proslăvit în fața întregului popor. Ce, aceasta ce? Că doi oameni au fost arși de vii în timp ce își îndeplineau slujbele. Pentru că au adus foc străin. Oh, știți că Dumnezeu s-a sfințit? Că i-a umplut frica de Domnul. Asta s-a întâmplat și cu Anania și Safira. Te întreba, în biserică au început să cadă oamenii și să moară. Dacă s-ar întâmpla ceva astăzi, așa ceva, ar fi investigație, ar fi nenorocire mare de tot. Mi-am plănuit să spun nimic în dimineața aceasta, însă am fost întărătat de lucrurile pe care le-am auzit, în sensul bun al cuvântului. Și vreau să vă rog frumos. Teama de Domnul înseamnă a-L lua în serios pe Dumnezeu. Știți că noi nu-L mai luăm în serios? S-a gândat o cântare în care s-au menționat atributele lui Dumnezeu. Părerea mea este, auzind toate aceste atribute, ar trebui să fim corentați. Ca și când am băgat degetele în priză. Pentru că, dacă ne permitem să aducem foc străin înaintea lui Dumnezeu, să nu aveți impresia că focul lui Dumnezeu rămâne undeva înfundat pe țeavă. Focul de la Dumnezeu vine! S-ar putea să ne mistuie pe noi și nu mă refer neapărat să ne trăznească și să ne ardă. Însă știți, cuvântul Domnului spune că dacă nu ne cercetăm și nu devenim vrednici prin vrednicia Domnului Iisus Hristos la împărtășie, de aceea mulți sunt bolnavi și nu puțini dorm. Adică sunt osândiți de Dumnezeu aici, de focul lui Dumnezeu aici. Pentru ca să nu fie osândiți odată cu lumea. Și în timp ce ascultam mesajul, mi-am adus aminte că m-am gândit, Doamne, cum am putea noi să aducem un foc străin? Și nici măcar nu vreau să mă uit pe platformă sau la Dumnezeu. Vreau să mă uit aici la amvonul ăsta. Aici la amvonul ăsta. Că de aici începe compromisul. De aici începe focul străin. Pentru că sunt mulți cu tot felul de titluri și de merite date de oameni care nu respectă adevărul lui Dumnezeu. Și ascultați ce spune lui Timotei.
De la versetul 21 din 1 Timotei 5. Te rog fierbinte! Mulți se uită la faptul că noi vorbim fierbinte. Cred că suntem predicatori mânioși, nervoși. Nu. Vorbește durerea și disperarea, că ne uităm de multe ori la cuvintele pe care le rostim și parcă dăm cu nuci în perete. Pentru că oamenii resping adevărul. Fug de la noi și ascultă pe alții. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus și înaintea îngerilor aleși. Să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte. Să nu faci nimic cu părtinire. Without prejudice. Știi ce înseamnă prejudice? Înseamnă prejudecată. Știi ce înseamnă prejudecată? Înseamnă să vii cu lucrurile deja aranjate și judecate în mintea ta, frate. În mintea ta. Ai venit la biserică și deja ai prejudecat lucrurile și ai spus. Versetul ăsta eu nu-l respect, că ăsta e despre Corinteni. Versetul ăsta nu mi se aplică mie. Și găsim 100 și 1000 de motive și dacă predicatorul de la biserică vine și ne spune că nu e așa, că e altfel, noi avem deja o prejudecată, noi avem deja mindset-ul încăpățânat, formatat și imperturbabil. Așa am hotărât noi. Și poate să ni, pot să ni se dea, la începutul anului știți că am avut aproape 2 luni, am avut mesaje în limba engleză și câte o oră pe program despre problemele majore ale doctrinei. Vine într-o zi cineva și îmi spune, frate, am stat de vorbă cu un tânăr și mi-a spus, ce pe mine nu m-a convins, and convince me. De asta apostolul Pavel la un moment dat știți ce a spus? Cine nu înțelege, să nu înțeleagă. Și vă traduc din românește în românește. Cine nu vrea să înțeleagă, să nu înțeleagă. Dom'le, sunt oameni reduși la minte, care înțeleg slow, să mișcă greu. Eu le spui de 100 de ori. Pentru unii luăm și bătuca, de exemplu, în 1 Corinteni, capitolul 5, puneți versetul 20. 1 Timotei 5 cu 20. 1 Timotei 5 cu 20. Și acum pune, hai, încercăm încă o dată. Pe cei ce păcătuiesc, e un verset înainte de ăla pe care l-am citit. Mustră înaintea tuturor ca și ceilalți să aibă frică. Nu vrea să priceapă. Ce ne dai cu băta? Bagă groza în toți. Oh, bine. Mi-aduc aminte de o întâmplare la o companie. Era unul sem și compania trebuia să ia niște proiecte foarte mari de la guvern. Și aveau nevoie de un sindicat. Trebuia să înscrie toți muncitorii la sindicat. Și toți s-au înscris că le dădea bonusuri, le dădea salarii mai mari. S-a trezit unul sem, el n-a vrut să semneze, că el a zis că nu intră în sindicat. Și i-au explicat, băi, e în avantajul tău, ai beneficii, ai asigurări, ai asta, ai asta, asta. Semnează, domnule. Nu, domnule, nu vreau. Au venit șefii lui, au venit maestri, inginerii, directorul fabricii, nu a acceptat. A venit proprietarul, a zis, gata, au semnat toți. Unul nu vrea să semneze și contractul nu intră în vigoare până nu semnează toți. Ia trimiteți-l la mine. Dar ăștia se duseră zile întregi să-l convingă, să explice, nu pricepea nici cum. Îl bagă în birou, la el și spune, pune-mă mâna și semnează, că dacă nu te dau afară în stradă. A pus mâna, a semnat și a ieșit afară.
Când a ieșit afară, l-au întrebat: ce ai făcut? Și am semnat. Cum ai semnat? Păi mi-a explicat șeful. Ce ți-a explicat, mă, că ai stat 10 secunde în birou și ce ți-a explicat? Noi de zile și... Zice, nimeni nu mi-a explicat așa de bine cum mi-a explicat șeful. La unii Dumnezeu le poți explica. Conexiile sunt slow, sunt foarte slow. Și trebuie să le explici trăgându-i de ureche. Și pe unii mai trebuie să-i tragem de ureche ca să priceapă. Că ei cred că trebuie să ai răbdare ani de zile cu ei, dar din cauza lor blochează canalul de binecuvântare al bisericii. Pentru că sunt o piedică și în calea altora și o pricină de potignire. Iată de ce, frați și surori, vă rog frumos, cuvintele din dimineața asta n-au fost rostite de doi frați musafiri. Cred că au venit din partea lui Dumnezeu. Nu le uitați, nu veniți cu prejudecăți. Că a vorbit unul cu cravată și unul fără cravată. Și prin amândoi a vorbit Dumnezeu. Cel mai mare pericol e să vii în casa lui Dumnezeu cu gânduri, cu prejudecăți, gata făcute. Gânduri mai dinainte. Și Dumnezeu nu-ți mai poate vorbi, nu te mai poate convinge, nu te mai poate îndrepta. M-a spus, probabil, cel mai mare șoc pe care l-am avut într-o zi a fost când Duhul lui Dumnezeu m-a întrebat: care e ultimul lucru de care te-ai pocăit? Și de 10 ani eram tot așa, că am crezut că am ajuns la desăvârșire. Și eu să mă pocăiesc de ceva. Era ceva foarte recent în viața mea de care trebuia să mă pocăiesc. De asta nu trebuie să venim cu prejudecăți la biserică gândindu-ne că deja le știm pe toate. Și când cineva ne scoate din șablonul nostru... Uite, eu vă spun foarte sincer, nu cred că baticul trebuie legat în față. Legați-l în spate. M-au întrebat la o conferință recent care e diferența între baticul cu colț și baticul fără colț. Și le-am spus, baticul cu colț are colț și baticul fără colț n-are colț. Dar singurul lucru pe care îl poți face la baticul fără colț este să-i tai colțul. Dar la ăla fără colț îl împăturește în două, în patru, în nouă, până devine sforică invizibilă, clătită împletită. Că nu e ce e, e ce facem. Mai departe, am spus asta pentru că dacă vreun frate mi-ar demonstra mie că baticul trebuie legat în față cu Biblia, așa aș predica, frate. Cu toate că o viață întreagă n-am știut asta și n-am predicat asta și n-am văzut asta unde am crescut în biserici. Dau exemplu ăsta ca să vă demonstrez că mintea noastră trebuie să fie gata, deschisă, să fie formatată de cuvântul lui Dumnezeu așa cum e scris. Și unde e negru pe alb, să accept să mă schimb, pentru că așa zice Biblia. Și gata. Și ce am făcut până acum nu mai fac. Și ce n-am făcut... Și Dumnezeu îmi demonstrează că trebuie să fac, mă apuc și fac. Ne ridicăm în picioare, că dacă nu, vă țin până de seară, când începe conferința de tineret. Venim înaintea Domnului în rugăciune, mulțumim cu toată bucuria pentru cuvântul pe care ni l-a dat și promitem Domnului ascultare și împlinire în viețile noastre. Ne rugăm!